Dar să nu vă mai țin mult în așteptare. Următoarea propunere de asistentă este Roxana Ferrariu, cea de-a șasea candidată la acest post. Haideți să o cunoaștem. Bună ziua! Doamna Mirela, omă fetelor, când aud cum începe... Doamna Mirela! Sunt micuță, aveam făcut 18 ani. Da, asta nu înseamnă că eu sunt foarte mare față nu de sunteți, tine. Nu sunteți, arătați foarte nu, bine. Zi-mi Mirela ca să mă simt și eu okay. mai bine. Sigur, nu de 18 ani, dar să mă simt un pic mai tânără. Bine ai venit! 18 ani? Da, aveam împlinit. Să-ți fie de bine, mulțumesc. Să-ți fie cu mult noroc și cu multă sănătate. Mulțumesc. Păi și abia ai împlinit 18 ani și primul tău, prima ta dorință este să fie asistent aici? Da, am intrat și la facultate. Wow, la ce facultate? La științe politice, la SNSPA. Deci, foarte frumoasă. Deci, studentă. Bravo, și foarte frumoasă. Să fiu alături de dumneavoastră în fiecare, de luni până vineri. Și o să ai timp și cu facultate, că e o facultate grea. Mă descurc să le fac pe toate. Deci ești și student, e un an important pentru da. Tine, cu foarte multe da. Schimbări. Da. Păi nu-ți doresc decât succes, dar vreau să mai spui și alte lucruri. Deci ai 18 ani, studentă la SNSPA. Da. Mai zi-mi despre tine, ce pasiune ai? Am făcut modeling, am fost Miss România 2019. Wow. Miss fotogenie. Miss fotogenie, da. E diferență, nu? Da, e diferență tot la Miss România, doar că Miss fotogenie e un alt titlu. Așa. Am făcut 1,75 fără tocuri. Era să zic mult înainte, adică dacă îți dorești, dar... Da, mi-aș dori, dar nu cred că mai cred. E suficient atât. Iată că ai câștigat titlul de Miss și fără să fii foarte da. Mai spune-mi despre tine, ce alte pasiuni mai ai? Fac shooting-uri, particip la prezentări de modă și momentan am fost ocupată cu bacul, să-l iau cu brio, să intru la facultate, să termin liceu și mamă, acum... tu ai fost în anul ăla în care s-a învățat da. Online pentru da, bac. Da, da, da. Uite da. Că ai trecut cu brio. Da, Doamne ajută. Eu vreau să te întreb de ce ți-ar plăcea să fii aici pe post de asistent la emisiunea noastră? Pentru că mă văd făcând așa ceva, mă văd stând în fața televizorului, vorbind cu dumneavoastră și cu cei de acasă. În fața camerelor, adică să te vadă lumea la televizor. Da, da. Eu îți doresc un bun venit. Ah, în ce zodie ești? Că la noi e important. Zodia Leu. Ești Leu. Da. Exact ce ne trebuia. Da. Pentru că avem nevoie de lei care să știe ce își doresc de la viață, fete tinere, frumoase și care, uite, sunt proaspete studente. Bine ai venit, îți doresc bine mult succes. Găsit, și sper să te descurci cu brio în acest post, deocamdată astăzi, până te vor vota cei de acasă. În regulă? Mulțumesc. Bine ai venit. Te rog să ai loc.